Dennis Mann mi-a dat tricoul său de joc de la Parma. Vă salut băieți și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un nou episod și astăzi vă voi spune povestea cum am ajuns să primesc acest tricou cu Dennis Mann, oficial de la Parma. Un bun prieten de-al meu, care are o pagină de Instagram pe nume Gruparea Ultra Steaua, mi-a povestit că a dat mesaje la 10 și chiar poate sute de fotbaliști români pentru a le cere tricoul. Iar dintre toți aceștia, doar unul a răspuns și a fost de acord să-i dea tricoul său de joc purtat prietenului meu, și anume Dennis Mann. Fotbalistul Parmei a spus că îi va da tricoul său de joc imediat ce ajunge în România. Din nefericire pentru prietenul meu, Dennis Mann a spus că nu îi poate trimite tricoul prin curier, însă i-a promis că îl va lăsa la baza sportivă de la Mogoșoaia, acolo unde Dennis Mann se va antrena alături de ceilalți jucători ai Naționalei României. Problema e că prietenul meu stă departe de București și nu avea cum să ajungă la baza de la Mogoșoaia decât după foarte mult timp și nu ar fi vrut să riște să rateze ocazia de a avea tricoul lui Dennis Mann. Aici intervin eu, Leone Salvatorul, care stă în București și are și mașină, ceea ce mă ajută să ajung din locație în locație mai repede. Astfel, eu aveam să profit un pic de această inconveniență a lui Gus, Gruparea Ultra Steaua, și să intervin pentru a mă revedea cu Dennis Mann. Ultima oară când m-am văzut cu el a fost la meciul dintre România și Belarus, când la final, împreună cu Tony de la Piki.ro, am fost la hotelul unde stăteau tricolorii cu misiunea de a face rost de tricoul lui Marius Marin, care îl promisese lui Tony, tricoul său de la Tisa din serie B. Când am întâlnit cu Marius, știam că Tony mai avea la el și un tricou cu Dennis Mann purtat de la Naționala României și am avut ideea să-l întreb pe Marius dacă Dennis cumva a ajuns la hotel și mi-a spus că încă nu, așa că am decis să mai aștept cu Tony să vină Dennis pentru a obține semnătura lui pe tricoul lui Tony și asta s-a și întâmplat. După aproximativ 30-40 de minute, Dennis Mann a venit împreună cu iubita sa și alți doi prieteni, iar eu am apucat să fac o poză cu el, iar Tony să obțină semnătura pe tricou. Fast forward, în zilele noastre, Gus mi-a spus că Dennis Mann va lăsa tricoul la baza de antrenament de la Mogoșoaia între orele 9 și 10 dimineața. Iar de la mine de acasă până la baza de la Mogoșoaia făceam aproximativ 30 de minute. Iar asta însemna că dacă voiam să fiu sigur că îl voi prinde pe Dennis, trebuia să plec de acasă pe la 8:20, astfel încât să ajung cu 10 minute mai devreme decât ar fi ajuns Dennis la bază. Un ultim obiectiv pe care voiam să îl îndeplinesc mâine, când voiam să mă văd cu Dennis Mann, era să obțin o semnătură pe tricoul cu FCSB pe care l-am dat lui Ali, tricou care mai are semnăturile lui Darius Solaru și lui Andrei Cordea de la FCSB. Așa că am făcut planul pentru mâine. N-am culcat destul de târziu pentru că a fost finala Champions League, spoiler, știți și voi, a câștigat Manchester City, și când a fost dimineață ne-am trezit. Bună dimineața, băieți, ne pregătim de drum. Avem aici un sandwich clasic cu cașcaval și cu salam. Este ora 8 și 10 minute. O să mergem cu mașina. Revenim de pe drum. Băieți, este 8:40. Dennis Mann a zis că în jur de ora 9:10 o să fie la baza Mogoșoaia. Chestia e că el probabil se grăbește să ajungă la antrenamentul național și de aceea suntem cam în întârziere. GPS-ul zice că ajungem la 8:55. Sper să îl prindem pe Dennis, să ajungem înaintea lui pentru a ne vedea cu el personal. Și a luat și o semnătură pe tricoul lui Ali cu FCSB în spate acolo. Asemenea, o să mai fie câteva surprize, dar țeați până la final să vedeți. Din păcate, GPS-ul m-a trădat și deja era 9 și încă nu ajunsesem la locație. Era foarte frică să nu îl pierd pe Dennis, pentru că aș fi regretat enorm să bat atâta drum degeaba. Bine, nu chiar degeaba, dar ar fi fost frumos să mă văd cu el și să îndeplinesc toate obiectivele pe care le aveam pe ziua de astăzi. Băieți, am ajuns la baza de la Mogoșoaia, la FRT aici, și din păcate Dennis Mann n-a putut să vină personal să-mi dea Benzema. Dennis Mann n-a putut să vină să-mi dea tricoul personal, însă îl am aici în mână. Ei sunt în cantonament, uitați și semnătura. Din păcate îmi pare rău, bebe, n-am putut să-ți fac rost de semnătura la genul, dar mergem la meci, vedem noi cum o rezolvăm și tot îți fac o semnătură așa. Deci cam ăsta e, băieți, ăsta e tricou, e foarte mișto și o să pun așa pe mine un pic așa de poză. Așa, băieți, Parma, echipa mea de suflet. Da, da.
Am avut tricou cu el cu Naționala, acum cu Parma și da. Din păcate sunt foarte supărat. Chiar aș fi vrut să mă întâlnesc cu el, să-i fac rost de semnătura lui Ali și voiam să-l întreb dacă s-ar mai întoarce la Steaua și mai ales vara asta, când Becali vrea să bage iarăși bani la echipă. Ar fi fost genial, dar din păcate deocamdată nu ne întâlnim cu el. Poate să ne întâlnim. Însă tricoul cu Denis Mana a ajuns, misiune îndeplinită. Aici este baza de la Mogoșoaia. Sunt în cantonament băieții și n-au voie să iasă. Din păcate asta este, vedem TRF aici. Totuși a fost o experiență mișto, un drum lung. Din păcate n-aveam cum să ajung mai repede. Stai și pe aici. Cum te cheamă? Aolo, tu ești Denis Man? Ia uite, semnătura aici de la Denis. Ce aveți de declarat? Mă întoarceți la FCSB, la Steaua? Ne vedem. Da? Da, băieți. Din păcate, nu am reușit să mă văd cu Denis Man în acest episod, însă, până una alta, sunt proprietarul acestui tricou senzațional. Adică, uitați-vă și voi ce detalii are pe el, plus badge-ul de serie B. Este și purtat, este și semnat. Nu știu dacă m-am auzit că e microfonul aici. Este și purtat, este și semnat. Și îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult tricourile astea cu guler. Mi se par o adiție foarte, foarte mișto și evident Denis Man 98 pe spate, semnătura aici și așa. Da, este un tricou senzațional, foarte multe detalii. Și îmi pare rău că trebuie să-l dau, dar trebuie să-l dau, bineînțeles. Însă, o să urmeze pentru voi ceva super, super special și anume voi face împreună cu Gus un giveaway pe paginile noastre de Instagram în care aveți șansa să câștigați un tricou cu FCSB dacă ne dați follow și respectați toate condițiile. Postarea probabil o să apară pe 14, astăzi când filmez este 12 și cred că astăzi să vedeți și clipul. Eu vă las acum cu câteva momente pe care le-am filmat pe terenul de fotbal, un mini montaj așa, pentru că am vrut să văd dacă chiar mă simt Denis Man cu tricoul ăsta pe mine, așa că voi o să vedeți ce mai e de văzut și până data viitoare, eu am fost Leo, v-am pupat, ceau! Vreau să vă mai zic un lucru, băieți, și anume că voi încerca până în 2024 să fac și eu rost de un tricou purtat de un jucător pe care să-l păstrez eu și dacă o să am mai multe, o să dau unul și la giveaway. Ideea e că probabil o să urmeze un clip în care o să dau mesaje la 100 de fotbaliști și sper ca măcar unul dintre ei să fie de acord să-mi dea tricoul. Ar fi un vis devenit realitate pentru mine, dar destul despre asta. Să continuăm. Gata, băieți. Denis Man din nou 24 de ore. Fără poze. De la ce, televiziune sunteți? De la ProTV. De la ProTV, ia, o să reveniți la Steaua? La FCSB? La Steaua. Steaua e FCSB? Da, e FCSB. CSEA Clona. CSEA Clona. Da, eu o să revin, dar... Băi, Balziule! Băi, Balziule, o să rămâneți toată viața în B, CSEA Clona, așa. Da, băi, deci Denis Man în acest moment. Domnul Man, vă rugăm! Și acum o să vă arăt niște mișcări. Arătați-ne un gol, vă rog. E stângaci și trebuie să le fac cu stângi. Mamă. Bam. Ia, hai la pat. Haideți, domnișoare. Haideți, domnișoare. Gata, domnule. Domnul Man. Cam slăbu, băieți, dar o să revin. Domnul Man. Vă rugăm. Cum, băieți, cum am driblat o pe Dinamo în 2019. Shish! Frumos!